O specie rară și fermecătoare de fluture a fost observată și fotografiată de curând în Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. Pe numele său științific, Licena dispar, dar cunoscut în popor drept fluturele roșu de mlaștină, minunata înaripată este pe cale de dispariție, motiv pentru care este protejată de lege. Aripile sale sunt de un portocaliu vibrant și strălucitor, împodobite cu pete negre și margini albe. Pentru Licena dispar, planta gazdă este măcrișul. Specia apare în habitatele naturale, umede, în special în zone mlăștinoase, maluri de râuri și lacuri, dar și în zone puternic antropizate în care măcrișul este prezent și zboară din luna mai până în luna septembrie. Prezența Licena dispar în Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina este un indicator al sănătății și biodiversității ecosistemului nostru. Această descoperire ne motivează să continuăm eforturile de conservare și protejare a habitatelor naturale pentru a asigura un mediu propice pentru toate speciile de faună și floră. Vă invităm să vizitați Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și să vă bucurați de frumusețea naturii. Cu puțin noroc, puteți avea ocazia de a observa acest minunat fluture în habitatul său natural, spun reprezentanții Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina.